soarta noastră, canin. Fiecare dintre noi se naște cu un scop al lui, să ajungă cel mai tare în privința domeniului. Crești și începi să realizezi cum e viața, e și bună și rea. Dar tu rămâi cu speranța, o să vină și vremea în care o să te gândești că n-ai trăit în de ajuns și vrei să mai trăiești. Îmbătrânim cu toții și nu vrem să realizăm cum trece timpul și viața atunci când ne distrăm. Noi toți ne omorâm timpul, dar ele în groapă, noi toți ne facem viața și el ne sapă. Dacă ajung la vârsta aia, nici nu mai vorbesc, n-o să ajung, frate, nici dacă o să mă păstrez. Poți să faci orice vrei și să te menții bine. Dacă așa e să se întâmple, așa o să fie. Sunt puține șanse să ajungi la 60 de ani. Poți să faci multe tratamente și să ai mulți bani. Poți să nu te droghezi, să nu bei sau să fumezi. Tot acolo ajungi într-un final să putrezești. Ți se pare că o viață nu e de ajuns și ai vrea să mai trăiești încă 3-4 în plus. Așa a fost des și așa ne e soarta. Și nici dacă am vrea, nu putem să o dăm pe alta. Gândește-te că mâine este o nouă zi, trăiește-ți bine viața și nu te mai prosti, trăiește-ți bine viața ca să poți zâmbi. Gândește-te că mâine este o nouă zi, gândește-te că mâine este o nouă zi, trăiește-ți bine viața și nu te mai prosti, trăiește-ți bine viața ca să poți zâmbi. Gândește-te că mâine este o nouă zi.